Bună dimineața, vă urăm, prieteni dragi, este luni dimineață, începem o nouă săptămână de Mondel Matinal împreună. Bună dimineața, dragile mele, Meda, Topârceanu, bună dimineața, Diana, Gucea, bună dimineața. Scumpii mei, cum este dimineața voastră? Sper că nu este însorită. Nu este absolut deloc însorită. Doar mental și în sufletele noastre este însorită. Am înțeles. Total. Și de la lumina artificială de pe platou trebuie să recunosc. Deci ca să înțeleg, nu v-a prins ciclonul? Nu, nu ne-a prins ciclonul, ceea ce vă dorim și noastră, prieteni dragi. Probabil nu v-a prins nici pe voi. Am ajuns cu bine la locurile noastre de muncă. Pentru că, iată, ciclonul ne-a jucat feste. Ashley, pentru că acesta este numele ciclonului, Ashley. Păi, ciclonul Ashley ne-a făcut o mare farsă. Ne-a zis că vine pe la noi, ne-a zis că... Asta am zis și eu, jucăușă. Da? Ashley asta. Este... Se joacă un pic cu tine. O fată așa... Și nu vine ca fata Morgana. De serioasă. Nu vezi? Da. O altă... Îți face așa priviri. O altă domnișoară tare interesantă și această Morgana. Nu te-ai întâlnit cu ea până acum. Tot încă nu, încă n-am avut plăcerea. Fata Morgana. Mai încă n-am avut plăcerea. Morgan, mai aștept-o. Mai aștept-o, aștept și pe Ashley. Nu, mai nu. Eu cred că i s-a făcut milă de el. De cine? De mine? Da. Strict de mine. Uită-te la ochișorii lui, ce privire înduioșătoare, ce puppy eyes are. Puppy eyes, exact, zici că și a activat, mare așa și un. O crede-mă, cred că o înduioșează și pe fata Morgana. Te-ai putea să o convingi. Serios? Da. Așa, continuă. Așa, iubitul lui mami, ce vrea copilul dimineața asta? Ce vrea țuțurelul lui mămica? O cafeluță. Uite acolo o cafeluță. Una amară, ca să trecut sau. Una amară, exact, tare. Iubitul de tine. Bravo, și acum zice, bravo. Măi copii. Aici, la bărbiță. Da. Voi știați că cu acești papiei poți să obții cam tot ce vrei în viața ta? Da. E ca modul spor la mașină, ne activăm acolo când avem nevoie de ceva, puppy eyes. Da, ce este mai înduioșător decât o privire de cățel? Altă privire de cățel, bineînțeles. Patrupedele au abilitatea de a te privi în ochi și prin asta obțin ce vor. Puppy eyes nu este doar o expresie. Să vedem în acest sens cum s-a modificat privirea câinilor de-a lungul timpului pentru a te topi și pentru a topi inimile tuturor stăpânilor. Gata, niciodată. Niciodată altcândva, da. Gata, ne-am calmat. Uite așa se începe o dimineață bună, prieteni dragi. Dacă nu avem cățeni, ne imaginăm și reacționăm ca atare. Da, nu, că eu iau pe toți la ciufulit. Da, și eu la fel. Da, săracii stăpâni în parc sunt genă, încă un om care trece vrea să-mi ciufulească cățelul. Haide, mă băiatul. La câine oamenilor nu mă duc. Nu, dar se spune că ar fi chiar o lipsă de respect să te duci la un câine care e cu stăpânul, da, câinele în lesă și așa, și să te apuci să ciufulești câinele ăla fără să întrebi. Poți să-ți ating câinele? Păi, este... Știi cum este? E ca și cum vezi o mamă sau un tată cu copilul în cărucior. Da, și te duci și ei copilul. Și te duci și te apuci să-l mângâi. Ce copil frumos, mânca la mama și începi să-l bucălezi. Da, ce e? Auzi și copilul acolo. Dar e fată, nu? Ce faci? Fată, băia, nu contează, frumos să fie. Să fie, da, mai e de ciufulit. Adevărul e, cu acești papii aici că am reușit să obții cam tot ce vrei în viața ta. Da, așa că trebuie să luăm lecții de la tine, Bogdanel. Da. Cum faci când vrei ceva? Cum faci când vrei ceva? Mă uit drăguț. Și ce vrea băiatul în dimineața asta? Acum? Da. O vacanță. O vacanță, vreau să plec, da. Unde ai vrea? Și dacă s-ar putea... Așa? Uitați-vă la mine, da? Așa? Dominicană. Nu contează unde, să-mi plătiți voi. Te-ai întins. Deci nu merge chiar tot. Așa. Nu se poate. Nu? Ia mai zi odată, zi-lu mami. Zi-lu mami. Să-mi plătiți voi. Mami, și să plec 2 săptămâni. E replica celebra părinților. Mami, te iubește, dar n-are bani. Avem și acasă. Și asta e oribil. Avem și acasă. Avem vacanță și acasă. Vacanța de acasă este undeva. Da, banii undeva pe la Focșani. Nu, te duce mami până în parc. La parc la Titan. Vrei să te ducă mami în parc la Titan? Înroșelul copiilor în weekend. Tot vacanță. Acolo, în țarcul ăla pentru cățeluș. Ai prieteni acolo să te joci cu ei, mă, mamica. E bine? Și mai în siguranță. Nu intră nimeni peste tine acolo. Și nu știu dacă să aibă grijă la avion. Ai cu orice călătorie îți prinde bine în orice. Păi da, dar cu astfel de călătorii simt că o să îmbătrânesc precar. Îți dai seama? Nu cred. Precoce. O să vă îmbătrânim de vreme dacă nu avem parte de călătorii, dragilor. Pentru că aceste călătorii pot încetini procesul de îmbătrânire. Asta spune un nou studiu. Potrivit cercetătorilor din Australia de această dată, experiențele turistice pozitive te pot ajuta să trăiești o viață mai lungă.
Merităm cu toții să rămânem tineri, dragilor. Asta vă dorim și noi multe, multe vacanțe. Nu aici aproape. Vacanțe de-alea mari și departe și relaxante și bucuroase. Tocmai și... ce voiam să zic că m-a inspirat materialul anterior pentru o călătorie la munte. Zic, parcă s-a deschis sezonul așa pentru munte, că s-a încheiat cel de mare. Și tu zici, cam mai departe. Mai departe. Nu refuz. Nu refuz. Eu asta nu înțeleg. De ce vi se pare că vara nu poți să mergi la munte? Că e sezonul de mare. Și iarna este foarte frumos la mare. Eu parcă aș nota cu gândul la munte, da, să nu o să fiu acolo. Te duci în lac. Te duci în lac. În lacul Sfântana. În lacul, da. O, am făcut baie acolo. Da, bravo, bravo. Am făcut pe vremea când nu era închis. E și foarte plăcut și foarte cald. Așa că, Diana... Și te-ai sfințit. Ferească Dumnezeu. Nu, hai să nu ne jucăm la prima ora dimineții cu lucrurile sfinte. Cu cele sfinte. Nu, aș fi... Dar e foarte plăcut. Să te duci și... Să încerci și vara la munte. În orice caz... Acolo poate mă primește și pe mine. În orice caz, dragilor, vacanțele de genul ăsta, vacanțele de genul ăsta, mi se pare că sunt binevenite oricând și studiile de genul ăsta sunt nu doar că binevenite. Eu sunt extrem de acord cu aceste studii. Care parcă sunt în favoarea ta. Ai dreptate, Bogdan, eu nu mai spun nimic. Sunt de acord cu toate care sunt în favoarea noastră. Bine, la contra, ia să mai vedem, parcă sunt și contra studiile, mai căutăm puțin. Sunt. Da, dragii mei, eu am auzit că o mare cântăreață, mare femeie. Zis, toată lumea se căsătorește până și... Până, dar cu cine s-a căsătorit? Aici este... Cine s-a căsătorit? E ceva grav acolo. Eu o știu pe fata asta de foarte. O știe, de când era mică. A crescut de cu ea, își beau ceiuțul de dimineață de când și acum nu la bloc în Colentina, maică-sa cu maică-sa. Și nu ți-a povestit nimic. Și jucau canastă împreună. Da, mă, da, să pice așa de jos. Și ele două se jucau cu păpușele. De la obraz nu i-ai zis și tu, dacă tot te ai așa bine cu ea, mă, fată. Băi, fetițo. Ce aibă a fost în capul tău? Băi, fetițo. Hai de capul meu. Săraca Lana. Dragilor, vorbim despre Lana Del Rey, care a spus da într-o ceremonie neașteptată în Louisiana. Artista a surprins cu vestea cea mare când nimeni nu se aștepta. Imagini de la eveniment și mai multe detalii despre partenerul ei în materialul următor. Dragi prieteni, frumoasă nunta Lanei Del Rey la cort la Mozăceni, unde a crescut și Meda, prietena ei cea mai bună. Fix acolo la Mozăceni, unde Dumnezeu fie această localitate. Argeș. Da. Cum a fost să fii acolo cu Lana Del Rey și cu... Băi, deci ca la mine la țară, copilul meu, ca să nu mă încep să te dau din gură. Cum, mă, cort dintr-o ăla? Păi da, și țăranii mei de la țară îți mai bugască ăștia, mă. Embarcațiune. Vai, dar... Embarcațiunea. Lasă-mă cu embarcațiunea. Vezi că noi avem lac în Mozăceni. Embarcațiunea. Embarcațiunea era hidrobicicleta de pe Herăstrău, mă jur. Care hidrobicicletă, mă? E bărcuța care mă dau eu pe gârlă când merg la țară, mă, ce ai? Deci niște români inspirați la un moment dat la o inundație în România au ieșit cu o barcă de genul ăsta pe străzi. Eu simt că mă uit la cortul ăla, parcă miroase deja hamsia, miroase grătarul, fix asta mi-e imaginea și mirosul. Amici! De cort. Exact, mici. Lana, ce ai făcut? Lana, ce ai făcut? Măi, fată, mă așteptam la mai mult. Tu care în piesele tale cânti despre Daddy Sugar, despre bărbați bătrâni cu bani, mamă, că sunt frumoasă, tânără, ia-mă și dăm cașcavalul pe... deci nu mai mână. Zic. Pe, da. În mână să-mi îl de... Ce să zic? Ce să mai zicem de așa ceva? Ce să mai zicem despre o astfel de nuntă? Nu. Ca la sat. Tată, ca la sat în inima Americii, dragilor, cu această nuntă de vis vă lăsăm și pe noastră să degustați un pic și să digerați un pic această nuntă într-o scurtă pauză de publicitate, dar revenim imediat. Rămâneți cu noi. Mai aproape, vă zicem bună dimineața. Am revenit bună alături dimineața. De dumneavoastră. Sper că ne-am mai trăit un pic. Sper că v-ați mai trăit un pic. Așa, ca de luni că... Azi, hai că nu-i chiar luni dimineața. Hai că te prefaci, ăsta a fost căscat. Diana, ne înghiți. Diana. Am căscat destul până acum. Mai a rămas așa o rămășiță de căscat. Ia uite că mi-a dat și mie. Ia uite că ne-a dat și nouă. Păi da, asta zic, nu ne mai înghiți. Hai, că râzi înapoi și ajunge. Da, greu cu lunea toamna, prieteni dragi, mai ales când dimineața arată așa, atât de mohorât, atât de întunecată, atât de ploioasă.
frumoasă. Așa, o toamnă veritabilă. Foarte întunecată a fost. Mi se părea că e mai devreme decât era de obicei când ne trezeam. Da, și când te gândești că dacă vrei să-ți faci și tu o zi activă, e foarte complicat. Nu că e complicat, mi se pare că dacă suntem... Cum se numește, domne, meteosensibil? Nu. Ce? Metrosensibili. Meteo? Meteo sau metro? Nu, meteo. Nu, metro. Meteosensibil. Are mai mult sens. Adică te dor articulațiile dacă se schimbă. Nu neapărat, dar și psihic ești cu o stare foarte proastă în momentul în care afară este o vreme proastă, practic. Asta în care este o vreme ideea, care iese soare. Dacă te muți în nord, stai undeva prin Anglia și ai parte de un cenușiu constant. Eu am auzit povești. Acolo sunt născuți oameni depresivi. Acolo sunt foarte mulți depresivi, mai ales lăsându-i pe cei care se nasc acolo. Oamenii care se mută în Londra sunt foarte depresivi. Eu vorbesc de cei care stau și mai în nord, că în Londra, hai, mai ai parte de soare dacă stai în nord. Dacă stai în nord. Sau... Păi și ce faci, doamne, dacă tu este o zi depresivă, ca să ieși din depresie, trebuie să ieși afară. Eu îmi puneam muzică. Da, afară e mai rău. Căști și mă puneam să duc singură. Eu m-aș duce la muzeu. Și înainte să citim prima știre, mai zic foarte, foarte repede că mai ales cei care stau în nord-nord, în Suedia, Norvegia, alea din nord de tot, ăia sunt și mai depresivi pentru că acolo deja apune soarele pe la 4 după masă. Deci deja la 4, gata cu lumina, gata cu soare, gata cu orice. Să fie sănătoși. Dar mai degrabă, dacă tot stai închis între patru perzi, mai vreau să fie un muzeu. Te mai delectezi, mai înveți ceva. Și e și lumina acolo. Devii și tu mai cult. Deci toate motivele la un loc, merge la muzeu. Marketingul este o chestie plină de surprize. De exemplu, îmbinarea artei cu divertismentul. O divă pop face pereche cu Mona Lisa din pictura lui Da Vinci, considerat cel mai celebru tablou din lume. Acest moment va fi descris în materialul următor. Rămâneți cu noi. Da, nu este prima și nici ultima artistă. Efețo, care stai liniștit acolo la locul tău, te rog frumos. Era pe flow-ul lui Beyoncé, niciun caz Lady Gaga. Hai, domne, liniștit acolo un pic. Așa s-a încheiat, a rămas cu mine. Ce e asta? Ce e asta? Beyoncé. Ia mai la ideea este, asta spuneam, nu este prima și nici ultima artistă care o să se filmeze în fața Mona Lisei, fața Giocondei, să transmită eșient de mesaje, că parcă Mona Lisa este mesajul principal și ea o să... Băi, de ce nu mai nu trebuie să fie așa mare artist și eu pot să mă filmez în fața Mona Lisa, care e partea cea mai interesantă, Bogdan? Eu chiar am câteva puncte. În acea sală, în față este Mona Lisa și pe lateral mai este o lucrare tot de a lui Da Vinci și nimeni nu o bagă în seamă. Auzi ce mi s-a zis, mâncați, că eu n-am loc de turiști. Eu mă duc dimineața la prima oră la deschidere și mă duc acolo primul și îi pun pe alții să n-aibă loc de mine. Iubitul meu, te duci direct cu Gaga. Face cei papi aici pe care vorbeam și da, un papi aici cu mâna... La mâna lui acolo îi las un 5 euro. Una românească face. 5 euro! Mami, cu 5 euro! Să își aștept. Și trimite la coadă. Deci că du-te mă și așteaptă tu încă. Ferească Dumnezeu, Doamne! Cu astea 5 euro să-ți fie rușine, băi băiatule! Da. Aolo, Bogdan. Nu cred că fac casă cu ăștia 5 euro. Nu o să schimb viața cu ăștia 5 euro, să știi. Dar cred că altcineva și-a schimbat viața. Poftim? Altcineva și-a schimbat viața. Și cu 5 euro? Nu cred că cu 5 euro, cu mai mult, da. Dar tot ce a schimbat, viața. Dragilor, hai să vorbim despre o poveste impresionantă de viață, luptă și curaj, care cu siguranță ne poate inspira pe toți. Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, a reușit să învingă cancerul, iar acum că a și schimbat prefixul la cei 30 de ani proaspăt împliniți și își trăiește viața cu o nouă perspectivă și mai multă pasiune ca niciodată. Ea ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru Metropola TV ce schimbări majore a făcut în viața sa și cum plănuiește să le ajute și pe alte femei. Da, râdem noi de fel, glumim de fel despre știrile, despre știrile pe care le discutăm aici împreună cu noastră, dar acum avem de-a face cu un subiect serios și da, felicitări! Noroc, felicitări, noroc, felicitări. Este noroc cu ei. Este... Așa i-a fost ei. Să te ferească Dumnezeu. De boală, de boală în general și... Așa e. Felicitări pentru persoanele care luptă pentru viața lor și pentru o viață frumoasă și bună. Așa e. Gata. Gata că nu mai e. Chiar e sensibil. Trebuie să avem o viață frumoasă și activă, aș zice eu. Așa este. Și pentru că ne place mult să alergăm, de data aceasta mergem chiar până în Vatra Dornei pentru o competiție cu adevărat specială, care nu se desfășoară oricum, ci pe timp de noapte. Rămâneți cu noi pentru că vă dăm detalii imediat. Alături de noi, prin legătură Skype, este Negură Petrișor, organizatorul competiției Veverița Night Run. Te salut, Petrișor, și abia aștept să ne dai mai multe detalii despre această competiție nocturnă. Bună, bună dimineața și bine v-am găsit. Bună dimineața. Cum sunt? Totuși o dimineață atât de plăcută. Dar
Este toamnă. Plăcută, la voi nu plouă, la voi nu este întunecat, la voi este veselie și soare, după cum se aude așa din partea ta, din energia ta. Plouă. Bine, din partea mea, da, este energia pozitivă. Mai avem 5 zile până la eveniment, suntem la cea de-a doua ediție și avem destul de mari emoții. Înțeleg. Cum sunt pregătirile la acest moment și ce ne aduce ediția din anul acesta spre deosebire de cea de anul trecut? Anul acesta va fi traseele un pic mai lungi, pentru că am reușit să înscriem evenimentul în Asociația ITRA. Asociația ITRA este cea mai mare asociație la nivel global, unde cataloghează și clasifică toate evenimentele. Și nu vor fi surprize, doar traseele un pic mai lungi și vor fi trei categorii de trasee pentru copii. Anul ăsta ne-am axat un pic mai mult și pe copii. Vom avea un curs de 300 de metri care se va intitula Maratonul Familiei, unde vor participa copiii până în frate azi, însoțit de un părinte. Vom mai avea sprintul la curajoșilor, unde vor fi copii între 7 și 11 ani și, bineînțeles, sprintul adolescenților. Știu totodată că aveți un itinerariu, să-i spun așa, foarte interesant, că vă opriți prin diferite locuri foarte frumoase, cu priveliști minunate. Ne poți spune ceva și despre acest traseu? Da, traseul străbate Dealul Negru, iar cam din toate punctele unde este zona deschisă, se vede orașul Vatra Dornei, sub luminile serii. Sperăm că să fie și o vreme destul de prietenoasă, ca să avem și o priveliște frumoasă. Petrișor, pentru că este un eveniment deosebit, diferit de altele, se desfășoară pe timp de noapte în pădure. Ce recomandări faci tu participanților? Cum se pregătesc ei pentru această alergare nocturnă? Cum să nu dea nas în nas cursul, poate? Nu o să avem probleme cu cursul, pentru că o să fie destul de dese checkpoint-urile. Fiecare checkpoint o să fie însoțit de câte o mașină și de voluntari, care oricum o să facă gălăgie, o să aibă diferite dispozitive. Iar pentru alergători, cel mai important lucru este să aibă la ei o lanternă frontală și baterii de rezervă, pentru a nu rămâne în întuneric. Traseul oricum este marcat destul de des și de bine, cu benzi reflectorizante. În momentul în care o să bată lumina pe ele, o să vezi unde te afli. Adică încercăm să creăm un sentiment ca alergătorul să se simtă în siguranță, să știe că este pe traseul cel bun. Pare să fie destul de accesibil, însă mă uitam pe site-ul vostru și vedeam că sunt și niște obiecții acolo, cum că ați descalificat lumea dacă n-ar fi atenți la anumite aspecte. Poți să detaliezi un pic și în zona asta, te rog? Da, în primul rând, regulamentul nostru prevede anumite lucruri. Trebuie să treci prin toate checkpoint-urile pentru a nu fi descalificat. Să ai o bună conduită față de ceilalți concurenți și față de staff, bineînțeles. Și nu am pus accent foarte mult pe partea de descalificare, vă spun sincer. Încercând să treacă toți linia de finish, să-și obțină medalia de finish. Atunci îi încurajați pe cât mai mult să participe, de la mic la mare. Și ce categorii de vârstă vor putea participa la această competiție? Noi cred că ne încadrăm, colegi. Nu, deci categoriile de vârstă sunt doar pentru semi-maraton, unde vor fi între 16 și 29 de ani, 30-49 de ani și 50 plus. Se vor diferenția prin feminin și masculin, iar la cursa scurtă, crossul, cel de 12 km, vor fi doar un open masculin și feminin. Evenimentul este pentru toată lumea, destinată alergătorilor, atât amatori cât și celor profesioniști. Și ce ne facem oare, Petrișor, în momentul în care nu suntem poate cei mai buni alergători, nu avem cea mai bună condiție fizică și obosim un pic pe parcursul, mai ales al semimaratonului, care știu că ar trebui să fie de 24 de kilometri, dacă vorbim. Avem un reprezentant aici care obosește repede, dar vrea să facă. Dacă o să se dea semne de oboseală sau nu se mai poate continua traseul, se va opri în cel mai apropiat checkpoint. Eventual, dacă s-a trecut din checkpoint, ne întoarcem înapoi și de acolo o să fim preluați de către
băieții de la Salvamont sau Jandarmeria Montană pentru a-i aduce la bază. Și stăm acolo la o ciocolată caldă cu domnii de la Jandarmerie și domnii de la Salvamont. Eu sunt de acord. Eu o să fiu prima. Mă așez cu ei acolo. Direct. Ia startul. La cât este? Oare la cât este susținerea asta până la urmă? Iartă-mă un pic, Petrișor. Oare la câți kilometri este primul checkpoint? Mă întreb. Da, asta ne interesează. Salvamonți, jandarmii. 3 kilometri. O plimbare. Pot. 3 kilometri liniștit. O plimbare de seară liniștită și acolo se și termină cursa pentru colega mea. Da. Mulțumim tare mult, Petrișor, pentru această intervenție. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu și vă aștept un număr cât mai mare. Mulțumim, Petrișor. Promitem să fim și noi acolo. Mai imers, mai în alergat, dar vom fi acolo. Nu, dragă, că duc pe 3 km ca să-i văd pe băieți, dar cum să nu mă duc eu? Că ai semnalat, acolo te găsim. Știm că acolo te găsim cu ciocolata caldă. Acum depinde cum sunt amplasat și la care e mai frumușel, la care te 3 km distanță. Dar ori la 3, ori la 6, ori la 12, nu știu. N-am apucat să-l întrebăm. Păi clar mă duc mai departe, că doar nu stau și la primii 3 km. N-am apucat să-l întrebăm pe Petrișor, poate încă ne ascultă, poate încă este alături de noi, cât că nu mai avem în legătură Skype. Oare sunt din 3 în 3 km? Pentru că, uite, un om face în medie în mers, într-un mers liniștit, da, lejer, un kilometru în vreo 12-13, hai, maxim, dacă merge încet, 15 minute. 3 km, practic, deci îi poți face, mai ales dacă ai o alergare ușoară, Meda, îi faci și în jumătate de oră, cei 3 km. Eu fac 4 km în 40 de minute. Na, iată, 4 km. Relativ repede. Acum mai pe întuneric, mai să zicem frig, un alta, poate. Mai cu lampa, mai cu lanterna pe cap. Să scade lumina. Da, nu, eu zic că dacă tot e întuneric, mai bine să dormim colegi. Nu e așa? Că te trage un pic la somn vremea asta. Adică tu te duci la o competiție de alergare nocturnă, ce-i drept, și gândul tău este spre somn. Da, adu-se la anul de spre alergare, nu ce mai trebuie către pat. Așa este. Așa este. Foarte, foarte bună gândirea. Da, cu toții visăm în fiecare noapte, dar nu ne aducem aminte decât 10% din ceea ce trăim în vis. Visele sunt transmise de creier, iar psihologii spun că reprezintă temeri sau experiențe reale și nu previziuni, după cum susțin unii amatori de paranormal. Totuși, interpretarea viselor spune altceva. Psihologi celebri precum Sigmund Freud sau Carl Jung s-au ocupat îndeaproape de acest domeniu. Psihologii spun că toate visele au o explicație logică și sunt un mod prin care creierul nostru procesează anumite trăiri sau temeri. Voi ce ați visat azi noapte, dacă îmi permiteți? Nu. Ia spuneți-mi și mie. Ce ați visat voi azi noapte? Că te trezești și la, să zic, nici măcar nu pot să zic câteva minute. Hai să zicem maxim un minut, cam uiți. Era, ții minte minutul ăla, nu? Da, m-am trezit și am zis, mamă, cât am visat și ce profund am dormit. După aia stau așa și zic, păi, dar ce am visat? Deci, numai eu am o problemă la creier așa. Ia, care? Tu ți-amintești tot? Da. Păi și asta e o problemă. Da, bine, stai așa, nu, stai. La unele mi le amintesc cu totul, iar pe altele cele mai, mă trezesc și nici nu mi-aduc aminte dacă am visat ceva. Cele îmbucurătoare, pe alea ți le amintești. Nu. Uite, dacă ar fi să ignorăm complet orice filozof, Carl Jung, cine mai era pe acolo, Kant, Hegel, Freud, etc. Eu auzisem o superstiție, un mit din acesta, așa, cum că visezi întotdeauna, știu de mic treaba asta, visezi întotdeauna opusul a ce s-ar putea întâmpla. Vezi, aici apar ăștia cu superstițiile, da, pe partea conspiraționiștilor, da, într-adevăr, dacă, nu pe partea științifică sau filozofică. Dacă te duci să dai un interviu pentru un job și visezi că ai luat interviu, e clar că nu-l iei. Adică asta e 100%. Eu zic că la ce te gândești tu cu intensitate înainte să te pui în pat, sunt mari șanse să și visezi. No, nu e adevărat. Iubita mea, și de câte ori am încercat să-mi induc și n-am mers. Las-o. Uite, așa, dar eu propun care, să visez. Ia un mecanism acolo, cine știe. Cândva, la o pauză de publicitate. Și iată că nu s-a întâmplat. Păi las că, scumpul meu, că acum urmează să visăm în scurta pauză de publicitate și revenim cu și mai multe știri de vis. Deci se întâmplă. S-a întâmplat. Dragilor,
dragilor, am revenit alături de dumneavoastră. Uite, este aproape ora 9 și ne-a venit și nouă în sfârșit comanda aia de mâncare pe care am dat-o acum 15 ore. De când ne tot rugăm de oamenii ăștia să ne dea și nouă să mâncăm bine de dimineață. Da. Bogdan, de ce minți? Poftim? De ce minți, Bogdan? De ce mint, minți mea? Pentru că eu am gătit asta vineri pentru tine și am lăsat-o special la încălzit ca să aibă astăzi. Nu m-a fost atât de bună încât am izbucnit să râde, nici n-am apucat să o ascultăm până la final. Iată că s-a făcut luni dimineață. Eu am muncit cu mânuțele astea două, Bogdanel al meu. Doamne, doamne, cu mânuțele astea două? Așa ai făcut ce acolo, draga mea? Ce acolo? Ciorbiță? Ciorbiță pentru copilașul. Dar văd că sunt numai două. Mie pe amândouă sau pentru și pentru fetița asta de aici, din stânga? E mama noastră, Maria, nu e. Povesti ce am la acești... Ia zi! Să-l fi de el. Mama acestor răniți, Diana. Amărâți ăștia doi. Îți aduce mama și niște baghete de pâinică. Amărâților. Amărâtele mele. Eu nu refuz. Deci nu refuz, da? Pâine, da? Diana, vină cu acea alături de mine. Adevăr, eu nu refuz. Du-te, tu nu cred! Hai că fac, fii atent, Bogdan, data viitoare. Nu-ți mai fac ciorbă de legume, îți fac ciorbă de fasole cu ceapă. E bun. Aici, e aici, bună? În direct, da? În timp ce discutăm la Munte Marginal, da? Vreau să se întâmple treaba asta. Mătură, ca să fie treabă. Să ne faceți, vă rog frumos, roșii de o plită la un moment dat. Până atunci, dragi prieteni, vrem să vă învățăm un alt life hack în această dimineață. Da. Un life hack care s-ar putea să ne scutească de mai multe probleme. Vino încoace, domnule, te-am chemat de 15 ori, vino aici. Haide. Un life hack care ne va scuti de foarte, foarte multe probleme. Cum ar fi? Dau doar câteva exemple. Cum ar fi? Îți comanzi de mâncare, ți-ai o ciorbiță, iată, la pachet, ai luat-o în pungă, nu știu cum ai ținut punga prost și s-a vărsat toată ciorba. Ai luat ciorbița, atenție, ai pus o frână bruscă, ciorba aia nu stă bine în pungă, s-a vărsat în toată mașina, hop, un milion la spălătorie la băieți ca să-ți facă interiorul. Ce putem scăpa, asta chiar prieteni, nu vrei să se întâmple. Dragi prieteni, putem scăpa de treaba asta și putem scăpa în felul următor. Vom urmări un filmuleț și apoi încercăm și noi să vedem dacă se poate sau nu. Deci dacă nu merge, acum fac scandal. Așadar, hai să vedem. Ați urmărit videoclipul, acesta aș prefera să rămână în spatele nostru aici, să ne mai inspirăm din când în când. Și eu zic să începem cinstica de fiecare dată, piatră, hârtie, foarfece. Nu, dragilor, mă las la fund în această dimineață și vă cedez locurile. E teamă că nu ne-am înțeles nimic din video. Vă cedez locurile. Mai fură de la noi niște exemple mele. Nu, nu sunt băutor de ciorbă, mâncător de ciorbă, cum vreți să spuneți. Mama, nu ai făcut tu ciorba. Mai mămică, mă. Păi tu nu mănânci. Voi mâncați felul 1 și felul 2? Nu, felul 1 sau felul 2. Felul 1 de ele, da, felul 1 de 2 ori îl mâncăm în această dimineață. Felul 1 de 2 ori. Mama noastră, că tot ai gătit, tu nu vrei să ne să faci tu începutul. Bine să încep eu. Cum ne pui și la pachet ca o mamă adevărată. Vai, da, ce drăguță ești. Nu se verte mașina. Haide să te vedem. Uite, noi stăm aici lângă tine și uităm. Bun, deci era așa. Hai să te vedem. O punem mai întâi pe prima. Fii atent aici. Da. Nu. Așa. O punem mai întâi pe prima, după care trebuie întors ăsta. Așa. Eu cred că și a doua trebuia întoarsă. Dar acum doar îmi dau cu părerea. Sunt cârcotaș de la care mai mult își dă cu părerea decât să fie să facă. Bun, hai că arată promițător. Pregătiți mopul în caz că vărsăm ciorbe. Acum eu îți încurajez omul aici și tu. E ciorba noastră acolo, vezi? Așa. Și? Nu! Uitați-vă la clip! Uitați-vă cum îi stăteau ciorbele lui băiatul ăla! Uitați-vă atenți! A lui drept trebuie să stea, deci nu este combinație bună până acum. Fii atent, aveți grijă! Pa! Mameda! Am dat pe jos, nu contez. Nu, tot nu merge. De eu cred că nu-i vărtricu. Rău nu e! Hai să încerce și Diana. Da, vreau să le scoată, vreau să le scoți cu totul, te rog, pentru că așa se procedează. Dă-te, Diana, dă-te. Nu să sară. Stai. De parcă aruncă cu ele. Păi de mine și de mine. S-a întors ciorba. Am întors. Rămâne fără ciorbă în această dimineață, eu așa presimt. Ia la mama, pune și ea, pune mama. Hai, te văd. Să scuturăm bine, să fie începutul așa cum trebuie, da? Fără urme de încercare. Mă târnau așa, știi, ca două... Nu o mai zice ca ce, că ne-am ca prins. Două mere într-o... Ca două, da. Doresc să vedeți cum face băiatul ăsta. Eu m-am cam prins cum face, voi faceți greșit încă din start. Nu, stați, nu mai țineți de vorbă, că e vina voastră. Am înțeles. Aia zic, ia uite, o întoarce din prima, bravo. Da, dar stai să vedem că... Dar știi care e faza? Punga aia apare mai tare, mai dură. Ia. Deci că e sutien, așa îmi bag. Păi după aia, după ce purtăm ciorbițele, o să le purtați și voi. Oh,
Bogdan, mulțumim. Băi, vă las să fiți acolo cât pentru portați. Diana e bună la, dar pentru... Am nevoie de o pungă mai mare. Aduceți-o, aduceți-o de aia de hipermarket, de aia mare. Băi, nu, ai, bă, nu e treabă. Dar ce mă uite, da, așa nu. Peste spate și tot ce... Nu e treabă să fie. Nu e. Da, un eșec total. Arată, arată a, o glumă proastă, dacă mă întreb pe mine. Diana! Auziți, am o idee mai bună. Ia cătă. Da. Și o ții așa în mână? O ții așa? O țin aici în mâna ta. Ia. Vai, mulțumesc, Bogdan. Haide, următorul la rând, te rog. Hai. Deschide ce-a făcut sora ta aici. Dați-le încoace, că sora mea se pare... Una a gătit, una... Mă rog, și cel de-al treilea salvează situația. Hai să vedem. Nu prea ești îndemânatică, nu? Vino lângă mine aici, Bogdanel. Nu prea. Ți s-a mai spus vreodată că nu ești foarte îndemânatică? Are două mâini stângi. Ia să te vedem pe tine, dragule, cu două mâini drepte. Cum face, mă, băiatul ăla? Nici lui mi nu se pare că e aici. Deci fii atent. Punga e mult mai groasă. A, e mai tare. Am găsit, gama. Asta e. Păi, dar nu, uite-te un pic că se vede că... Da, uite-mă, și al lui stă ca un... Asta zic, că n-arată. N-arată a succes. Stă ca ale noastre. N-arată ca a succes nici încercarea lui. Lasă că poate iese lui Bogdan. Mâna de bărbat întotdeauna se simte când... Pui presiune pe el, nu? Hai, mă, să nu ne dezamăgești, ai auzit? Să nu ne dezamăgești. Hai să-l vedem pe Bogdanel al nostru. Pare că este foarte concentrat. Vezi că urmează pare promițător, să, urmează să amplaseze ciorbica direct în gaura din pungă. Îi mulțumesc foarte mult lui Ilie Dobre pentru comentariul TV. Foarte, foarte bun. Deci nu cred... A ieșit... A ieșit exact ca... Deci tot mie mi-a ieșit cel mai bine. Mulțumesc! Sunt fruntașă la tot ce înseamnă life hack-uri. Eu zic că nu-i bun life Bogdan, hack-uri. Nu eu, sincer, deznodământul e că nu e o idee bună. Nu, nu, nu merge. Mi se pare, dragi prieteni, vă rog, luați Florin, vină cu acele. Eu așa zic. Luați astea de aici, din fața mea, mai repede, vă rog frumos. Se pare că în această dimineață avem parte de o dezamăgire. Mulțumesc tare mult, Florin. Mi se pare că avem parte de o reală dezamăgire în această dimineață, prieteni dragi. Se pare că acest lifehack este o minciună, o minciună jalnică, gogonată, auziți cum mi se spune, ce ludic mi se vorbește din cască, din regie. Așa că propun să nu încercați asta acasă sau dacă încercați, ar trebui să aveți același rezultat. Propun să mergem și mai departe și să discutăm despre o trupă senzațională care a fost și pe aici astăvară la noi în București. Într-o campanie de marketing foarte, foarte ingenioasă și creativă, Chris Martin a ales să promoveze o nouă piesă Coldplay, deghizându-se nu foarte cool într-un bar de karaoke. Deghizat cu perucă, ochelari de vedere și veșminte comune, Chris Martin a făcut karaoke într-un bar obișnuit din Las Vegas. Clipul s-a viralizat instantaneu pe rețelele de socializare. Foarte tare, Chris Martin! Bravo pentru această glumiță, acest frumos prank în care s-a dus într-un bar de karaoke. Ea eclipsa probabil pe toți. Probabil în acel bar de karaoke. Probabil a cântat cel mai bine piesa cântată de el. Piesa lui. Ei, dacă o faci într-un scop de marketing, până la urmă, ceea ce a fost și această mișcare, mi se pare foarte frumos. Că a fost de marketing. Dar eu aș avea un mesaj răutăcios, un pic răutăcios, pentru persoane, pentru cântăreți, mai ales de la noi, pentru că mi s-a întâmplat, pentru cântăreți nu foarte cunoscuți, dar foarte buni de aici, de la noi, care se duc cu tupeu în cluburi de karaoke, da, pe lângă amatori de ăștia care nu avem voce și încep să-și dea, da, și încep să-și dea, păi acolo își fac antrenamentul. Încep să-și dea aerele acelea total neplăcute și pun monopol, dacă doriți, pe scenă și pe microfonul acelui bar de karaoke și cântă doar ei, pentru că ei cântă bine. Păi, tu n-ai înțeles, ei acolo își fac mâna, dar ei se antrenează. Eu nu am nevoie să... De... Păi da, dar ei vin special să scape de emoții, să cânte, să se mai facă încă un karaoke? Doar pentru amatori. Nu, cândva, păi nu. Pentru amatori ar trebui să fie karaokele. Tu, dacă ești un cântăreț atât de bun, ar trebui să cam aud de tine în showbiz. Drag prieten cântăreț, dacă tu ești un cântăreț atât de șmecher și totuși mamă, îți faci veacul prin baruri de karaoke alături de
realmente anonim, fără voce. Dar e drept ce zice. De ce? Că, eu nu mă intimidez, dar mulți prieteni care zic, mă, nu mai merge. Eu numai când după ce a cântat ăsta. Mi-au zis pe aia cât de bine cântă. Și zic, păi, da, e karaoke, n-ar trebui să se râdă de tine. Știți, da? Prieteni, era la un moment dat, era, încă este, mai cred, o emisiune muzicală pe la TV cu foarte, foarte mulți cântăreți buni. O emisiune așa muzicală, da? Așa. Ei bine, un finalist al acestui concurs muzical și-a făcut apariția după ce a fost finalist, da? Okay. Într-un astfel de bar de karaoke, doar ca să arate... Bine, hai să schimbăm macazul și să trecem de la cântăreți la filme. Eu zic că e mai bine așa. O fi mai bine. Eu, așa acolo zic ne descurcăm eu. Cu toții, doar să ne uităm, să privim. Exact. Documentarul Chaplin, Spirit of the Tramp, regizat de o nepoată a celebrului actor, actrița Carmen Chaplin, care reprezintă o explorare a originilor rome ale bunicului său, urmează să fie prezentat la festivalul de film San Sebastian. N-avea cum Johnny Depp să lipsească din peisaj. Da, absolut. N-avea cum, pentru că el iubește cultura asta. Pentru că este o cultură foarte colorată și foarte, foarte vastă. Da. Eu am citit viața lui Chaplin. Într-adevăr, el a mers, a avut o viață nomadă, ca să zic așa, cât timp era mic. Maică-sa era dansatoare și actriță. Taică-su era muzician în orchestră. Poate și de acolo mișcarea lui așa în copilărie să fie... El a plecat de foarte tânăr. Nu vreau să zic o prostie, dar dacă nu mă înșel, cred că era 14 ani, Bogdan. Deci adolescent. A plecat din Londra, a urcat în vapor și s-a ajuns la New York. A ajuns la New York, da. Și acolo l-au văzut cât de talentat este. Unul dintre capetele cele mai mari pe vremea respectivă, ale începutul Hollywoodului, că încă era așa pe... Bâșbâite pe atunci. Da, dar cu el a bubuit ulterior. La 20 ceva de ani deja era dita mai numele. Momentul în care ești o vedetă a filmelor de pe vremea aceea, filme mute, atenție, o mențiune foarte, foarte importantă. Nu uitați că Charlie Chaplin este o vedetă a filmelor fără voce, a filmelor ulterior, mute. A avut și filme în care îi se auzea vocea odată cu creșterea tehnologiei, într-adevăr, cu evoluția tehnologică a cinematografiei. Lui în, din Dictatorul. Da. Absolut. Superb. Absolut superb. Minunat. Da. Acesta este Charlie Chaplin. Prieteni, iată, niște origini la care nu ne așteptam niciunul. Și acum dai seama de ce îi fierbea atât de tare sângele. Și de era atât de talentat. A fost noroc, dar a fost și mult talent. Adică, chiar dacă n-avea foarte mult noroc, cred că la un moment dat cineva nu, tot îl vedea și nu, e talent. Nu, no, talent. talent. Dar el lui a fost scris în frunte, iar el a avut destin ca are talentul scris în frunte, e talentul lui, da? Exact, talentul lui. Nu, dar e noroc, că degeaba poți să pleci, dar nu garantez că ți se întâmplă ceva. Nu garantez că și ajung în primul rând. Oricum, că norocul fiecăruia. Și să nu uităm când a compus el prima oară, de fapt, prima compoziție muzicală, pentru că el își compunea singur piesele pentru... un geniu de la A la Z. Și să nu uităm că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta și când devii artist pe barba ta și cu mâna ta. Da, oricum în artă e mult divertisment și exprimarea este multă și liberă. Așa este. Formele de exprimare artistică sunt inedite, inepuizabile și originale și, cum vom vedea și noi în materialul următor, sunt chiar surprinzătoare. Deci eu dansam așa și Bogdan m-a tot întrebat. Uite, uite cât bine arată! Uite ce bine arată! Mi-e fric și mă încălzesc cu coreografia asta. Uite, mai e exact ca oamenii din spate. Ia uite-i. Ușor mai calculației ca Meda, dacă îmi permiteți, ca Diana nici nu zic. Mai mâncam și o parte de o structură aici, uite. Da, promit dragilor că o să învățăm coreografia asta, vă promit. Învățăm coreografia asta. Nu mai promite ce nu suntem capabili să facem. Hai că nu e atât de grea, uite-te încoace că noi nu suntem în primul rând. Cât sunt aia? Dați-mi înapoi imaginele. Erau vreo 15-20 de oameni. Săptămânii că vom veni și noi și vom face asta. Nu, eu vă propun atât să facem. Încercăm și noi un moment ăsta de sincron total. Eu zic că e de ajuns. Ieri am mai dansat eu cu Meda, aici cred că s-ar putea să ne pricepem. Da, eu am zis sincron. Eu am zis sincron, nu freestyle la întâmplare. Cum era? Așa era, nu? Așa, tati. Hai, vreau să văd și eu un pic de sincron, măcar, repet. Un pic de sincron acolo la voi. Ia, Bogdan, fă tu cu noi. Păi o să încerc cu voi și o să postăm poate chiar pe contul nostru de TikTok, Metropola TV Oficial, unde vă invităm și pe dumneavoastră. De ce nu? Să ne urmăriți, să ne dați un like, să ne dați un comentariu în care să ne spuneți cât de... prost sincron avem. Eu zic că dacă tot ne cerți că nu ne iese sincron, lasă-ne să ne luăm câteva momente în scurta pauză de publicitate ce urmează să o luăm și revenim cu sincronul perfect.
prieteni, bună, bine v-am regăsit, bună dimineața, din nou vă spun, cum am promis un pic mai devreme, pentru că noi ne ținem de cuvânt când promitem ceva, fetele s-au antrenat, iată că sincronul este de-a dreptul impecabil, este perfect, aș putea spune, și fără pic de falsă modestie, pot să vă spun că acest sincron este de departe mai bun decât ce ați văzut înainte de știrea. Doamne, cine m-a pus să zic așa ceva? Fetelor! Haide! Ha, un rând de aplauze! E, da, de la cine? Hai, mă, bune, Bogdan! Dai, mai trebuie aici, antrenament, aici, fetelor! Dar tu de ce nu faci, hai, dragă? Dai, noi măcar ne chinuim, încercăm! Auzi, Meda, ia fă tu niște mișcări de breakdance. Stai în capul, învârte-te. Așa e. Păi, noi am făcut ceva feminin, frumos, elegant. Tu să faci un breakdance, te rog. Ia, să te arunzi acou de pe tine și te pui. Cap. Ia, nu acum. Întoarce, învârtește-te în cap. Nu, vreau, domne, să văd cum te învârtești în cap. Dar cine este eu? Piticul de la trupa simplu? Nu, nu sunt Piticul. Ai tu comportamente așa ciudate. Poftim? Ești mai normal. N-ai tu comportamente așa ciudate. Ești mai normal. Așa specifice turiștilor? Ești un turist care ciudat, fac fariul nostru. De ce crezi că aș fi un turist ciudat? Asta este unul dintre turiștii aia ciudați. De ce fac turiștii ciudați? Eu o să zic că e imediat Diana. Vedem și noi da. Cu cine mai surprind. Anterior v-am prezentat ce mai uită turiștii prin hoteluri. Ei, de data aceasta revenim către voi și vă arătăm cele mai ciudate comportamente ale turiștilor ce au vizitat anumite hoteluri. Bun, comportamente ciudate ale turiștilor. Oricum, fiecare dintre noi avem particularitățile noastre. Particularitățile de ciudat. Și ieșim în evidență cu câte ceva. Una dintre ele era cu aruncatul pungii de pufuleț. Asta nu mi se pare că ești ciudat, nu mi se pare că ești turist, nu mi se pare că ești doar nesimțit. Dacă ești arunci, nesimțit. Dacă arunci o pungă de pufuleț în... O pungă de orice. O pungă, da, dacă arunci. O pungă într-o pește. Dacă arunci gunoi pe jos, practic. Deci nu, hai să n-aruncăm gunoi pe jos. Eu am întâlnit... Oceane, dacă arunci așa ambalajul ăsta, chiar ești nesimțit. Da. Ești, era să zic eu un cuvânt mai grav, dar e o prima oră la dimineții și suntem la televizor. Hai să putem să trezim pe oameni. Să-i zguduim un pic, lasă, e prea dur. Am fost la noi, prin munți. Munții noștri, prin peșterile noastre. Așa. Și să știți că m-a deranjat. Am văzut șervețele, i-au pus pe copii să facă pipi în... Da, asta mă întâlnești la noi. Eu am întâlnit ce în spatele... Ce i-a pus pe copii să ce? Să se ușureze, dragă. Da, și care e asta? În peșteră. Și a șters pe copil și a lăsat acolo. Dar nu se face așa ceva în peșteră. Da. Adică, înțelegi ce vreau să spun? Am mai întâlnit situația asta în spatele cazinoului. În spatele la mine, la bloc. N-am care este partea mai rușinoasă? În tot centru vechi din București, dacă dorești. Aveam un turist cu mine. Era foarte curios să vadă, dar cum e în spate? Dar cum? Zic, nu e mare lucru, dar hai să vezi. Și acolo zic, mai bine nu mai vezi, rămâi, nu e mare lucru, l-am întors înapoi. Deci am mai mare jenă, sincer. Da, nu, nu vine să cred nesimțirea asta. Sunt foarte multe, bine, mulți oameni nesimțiți trece peste. Dar eu tocmai ce am trăit acum câteva zile. Mă, da, care credeți voi că ar fi particularități ciudate? Mă gândeam acum la comportamentele poate ale noastre, așa mai ciudate, sau dintre, știi, ale unui prieten, nu zici de asta tine. Cea mai ciudată este pentru mine să te duci, tăticule, cu copilul, sau tu, ca animal mare ce ești, să te duci să te ușurezi în centru, oriunde, că tu nu mai poți să te ții. Da, corect. Okay. Un lucru la ordinea zilei. Cine la metroul parizian, cine dacă mult, mă întrebați pe mine. Ciudățenii, uite, ce am ascultat în materialul anterior împreună, aceea de a încălca regulile unui traseu periculos pentru că vrei să trăiești experiența, cred că este închis. Asta am făcut-o. Da. Deci pot să mă clasez drept un turist ciudat. Cunoaștem. Am povestit-o. Mai sunt cele că nu-ți acoperi capul când intri într-o moschee sau când nu te descalci, poate acolo... Aici e lipsă de respect. Aici e lipsă de respect. Acolo te ia pe sus poliția musulmană. Stai, deci, acum avem așa atașat de ciudat, nesimțire, lipsă de respect. Deci ciudățenia asta lipsa se pachetează... Lipsă de respectare a legii. Dacă tot vorbim despre respect, haideți să vorbim despre kimonouri. De respectul japonez. Este, exact. Kimonoul reprezintă respectul. Mm-hmm. Și ce zic... Natalia Mateuț și sora sa mai mică au devenit partenere de afaceri. Acestea și-au lansat propriul brand de kimonouri, iar primele creații sunt absolut spectaculoase. Bineînțeles că și noi am luat parte la lansare, așa că haideți să vedem cum s-au inspirat cele două. Dragi prieteni, țineți-vă bine pentru că urmează să discutăm împreună despre un spectacol tare, 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 tare frumos, cu un nume tare, tare special. În câteva momente, minunata călătorie a urșilor Panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt. Maria Teișanu alături de noi în platou, Emanuel Cifor alături de noi în platou, vă spun bună dimineața, bine v-am găsit aici alături de noi la Monde Matinal cu acest spectacol tare, tare frumos și tare special. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru primire!
L-ați încântat foarte mult pe colegul meu cu acest spectacol, cu acest text extraordinar, pentru că și el are o doleanță aparte, ca să zic așa. Da, o doleanță. Și eu am, și eu sunt un saxofonist la Frankfurt care are bită și visez la urși Panda. Da, acest titlu pentru necunoscători, scris de Matei Vișniec, prieten drag, dramaturg contemporan român, un pic de istorie și un pic de cultură. Așa la prima ora dimineții. Așa la prima ora dimineții, pe stomacul gol, cum ne place noi să zicem. Este un text aparte, dar cu un titlu care cred că confuzează lumea un pic. Nu este vorba despre Panda. Niște urși Panda. În primul și în primul rând. În primul rând. Nu este. E o informație așa foarte vagă, cumva. Mie personal mi s-a părut întâmplătoare, cumva. Cred că este ceva întâmplător cumva, dar a personajului masculin, cred că tu trebuie să spui mai mult despre asta, că e personajul tău. Personajul el, practic, da, pentru el. Că avem de-a face strict cu el și ea în acest text, în acest spectacol. Așa este. Deși aflăm pe parcursul piesei, dacă o citim, sau a spectacolului, dacă îl vedem. Să-l vedem, ne propunem. Mai bine să vedem spectacolul. Așa zic și eu. Aflăm între timp cum de fapt se numește el, prin niște mesaje vocale pe care le primește pe robotul telefonului și așa mai departe. Rămâne de văzut pentru cei care sunt curioși. Piesa se termină într-un fel cu, aproape că se termină cu niște întrebări pe care ea le adresează lui, iar el răspunde Panda și Frankfurt. Cam asta ar fi răspunsurile lui. Și Vișniec a decis probabil că e foarte bine să fie ca un fel de ghicitoare titlul, așa mă gândesc. Să facă curios cititorul. I-am băgat un pic acum în ceață pe telespectatori. Dacă tot ne-ai zis de aceste întrebări, măcar hai să una din ele spunem publicului. Dezvăluim. Exact. Da, ideea de saxofonist cred că e cea care, de la care se începe și care se continuă până în final totuși. Povestea este foarte simplă și cunoscută, cred, pentru ideea de poveste de dragoste și doi oameni care se întâlnesc, care sunt doi străini, se descoperă, începe cumva foarte într-o cheie mai într-o cheie mai misterioasă, să zicem așa, nu neapărat suprarealistă. A doua zi dimineața, după ce aceștia s-au cunoscut petrecut. În seara precedentă, a doua zi dimineața se trezesc în același pat, iar el nu-și amintește de ea. De fiecare dată, mi se pare normal. Așa pățești de fiecare dată? Pare rău. Iubitul meu, nu, dar cu tine da, acum mai mult ca sigur. Da, atât că ea își amintește, dar cumva alege să-i dai informațiile picătură cu picătură, când și ce decide ea, îi spune. Da. Lasă și pe el într-un mister, lasă și spectatorii, iar mai apoi iată și pe dumneavoastră telespectatorii în același mister. Sunt foarte curioasă cum ați ajuns să alegeți acest text. Textul e una, l-am în plan de vreo un an. Îl avei? Da, acum deja este gata. Este deja realizat. Regizorul Alexandru Perusu și-l dorește de asemenea de vreo un an și în sfârșit am găsit timpul și resursele să îl producem, să-l scoatem. El s-a jucat în avanpremieră vinerea asta și da. Premiera va avea loc acum pe 6 octombrie. La spațiul TAG Pandora este sala studio a Teatrului Ion Creangă. E un studio foarte mic, o energie extraordinar de pozitivă. Recomand oamenilor să vină acolo doar ca să se bucure de energia copiilor. Acea intimitate frumoasă, bănuiesc, da. Pe care o oferă o astfel de sală. Da, este în sine un spectacol pe care noi cred că o să-l jucăm în mare, în spații mici, nu văd genul în săl studio mai degrabă, da. În săl studio este intimitatea textului, cumva. De așa manieră în care vă duce acolo, să fiți cât mai aproape de spectator. Da. Voi ați spus că ați avut deja o avanpremieră, ați avut deja o interacție, o primă interacțiune, da. Practic, cu publicul. Da, publicul. Cum ați simțit voi energia aia intimă acestui text, frumos, intim, în spațiul acela mic și plăcut și aproape de spectatori?
I-am fost foarte surprinsă de reacția foarte pozitivă a spectatorilor, a publicului nostru. Eu am avut impresia că este un text foarte serios și foarte dramatic și totul este extraordinar de serios și așa. Ai avut sau ei au avut impresia? Ei. Eu, Maria. Ea, Maria, am auzit bine. Însă am fost surprinsă de reacțiile amuzate ale publicului și mi-am dat seama că, de fapt, stai un pic, e o poveste cam neserioasă. Da. Băi, dacă vrei să-i dai informațiile băiatului picătură cu picătură, îl pui pe jar, știi ce zic, adică... Da. Exact. Noi, evident, în plin proces de creație, luăm lucrurile foarte în serios și pe parcurs mai, cum să zic, suntem prea în interiorul acțiunii, nu putem să fim chiar așa de detașați și să avem o priveliște de ansamblu. De asta avem regizorul care, el știe ce și cum, unde să... Cum să vă regleze energia. Da, să regleze pe aici, pe acolo, anumite aspecte, da. Întrebări, scumpul meu? Putem? Cine ajunge la Frankfurt, până la urmă? Asta ar fi. Adevărul teoretic, este că... ea va ajunge la Frankfurt. Exact. Dar el de ce nu? În viitor, într-un viitor închipuit. Cred că domnul Matei Vișnec ar putea să facă și o continuare o partea a doua a piesei. Așa este. Da, cred că se vrea lăsat așa într-o viață viitoare. Într-o notă de suspans, poate. Pentru, uite, iar am luat și eu asta cu telespectatorii. Pentru spectatorii care își pot imagina, practic, la plecare, din punctul meu de vedere, orice final. Da. Așa este, da. Da, îți poți închipui ce se întâmplă la final dacă alegi să crezi că ei, povestea lor se termină în momentul în care se termină textul și spectacolul, sau este de fapt o continuare pentru o viață viitoare, pentru un univers paralel, poate, sau... Bine, asta este și din abordarea pe care voi ați adoptat-o. În funcție de voi, publicul poate să plece cu ce transmiteți. Da, noi am ales să mergem pe ideea de un final deschis, nu o moarte specifică, pentru că textul cumva intuiește lucrul ăsta. Despărțirea asta dramatică. Da, cum că ei ar fi fost în acest apartament, într-un spațiu claustrofob, izolat de lumea exterioară și că vecinii vin la final și bat în ușă și își dau seama că de 2 săptămâni nu se mai aude vreun zgomot, vreun sunet din acest apartament. Însă noi am decis să facem o variantă mai luminoasă un pic și mai optimistă, poate. Da. Dragilor, vă mulțumim tare, tare mult pentru această descriere frumoasă, că ați adus acest text frumos la viață. Un text pe care nu l-am mai văzusem pus în scenă de foarte, foarte mult timp și vă apreciez și vă mulțumesc tare, tare mult. Vă urez multă baftă. Când va fi exact? Încă o dată? Mulțumim foarte frumos. Pe 6 octombrie, la Sala Studio a Teatrului Ion Creangă. Sala Studio a Teatrului Ion Creangă, 6 octombrie. Mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Mulțumim și noi pentru invitație. Dragilor, mergem și noi mai departe. Rămânem la capitolul actor. Discutăm în continuare despre actori. Johnny Depp a dovedit încă o dată că personajele sale trăiesc nu doar pe marele ecran, ci și în inimile celor care au nevoie de puțină magie. Celebrul actor a surprins pacienții unui spital de copii din Spania, îmbrăcând din nou hainele celebrului căpitan Jack Sparrow. Cum a decurs această vizită plină de zâmbete și emoții, aflăm chiar acum. Doamne, super, doamne! Super, bravo! Nu este prima dată când Johnny Depp face treaba asta identică costumat în Jack Sparrow. Și e costumul original. Da. Ce bucurie le-a făcut! Ei, uite cine a revenit! Este Diana! Diana! Da, ai văzut? Sincer, m-am gândit să zic așa și... Ai las așa, vin subtil pe scaun, mă pun și încep să comentez și eu ușor știrile cu ei. Și ea voia să vadă dacă noi ne dăm seama că este aici sau nu. Mă, nu știu, mie mi-a fost dor de voi. Da? Deja? Da. Hai mă, Diana, așa repede. Cât am stat? 10 minute maxim. Ei a fost dor de noi. Pentru că am fost despărțiți nici 10 minute. Vă dați seama. Dar pe tot parcursul weekendului nu i-a fost dor. Nu i-a fost dor, corect. Și au fost foarte multe minute. Eu aici sunt obișnuită să stau constant. Zeci de mii de minute. Dacă Johnny Depp s-a îmbrăcat în Jack Sparrow, tu trebuie să te îmbraci în Calypso ca să poți să ne convingi. Și așa nu-i bine. Să și joace Calypso. Așa nu poți să... Dar cum arată Calypso, domne? N-ai văzut seria Harry Potter? Permite să caut un pic cum arată Calypso, să văd dacă... De acolo în Harvard. Ah, Chuck...
Din pirații? Negresa, da. Oh, era zeitatea, iubita lui ăsta cu tentacule la gura. Îmi place descrierea asta cu negresa. Da. Așa s-ar putea să-mi fac temele și să te surprind. Corect, am o idee. Da, am o idee. Mă duc să fac temele rapid acum, ce zici? Ia să o trimitem pe Diana să-și facă temele și poate apare îmbrăcată chiar în Calypso în scurta pauză de publicitate pe care o luăm acum. Rămâneți alături de noi, revenim. Bine v-am regăsit, bună dimineața, am revenit, scumpele mele, bună dimineața, mă spun din nou. Mulțumim, bună dimineața, scumpul nostru Bogdane. Așa că noi avem un scump și alea două scumpe. Păi așa, te bărbatul tot timpul trebuie să fie între două. Nu te plouă, apară plouă, dar pe tine nu te plouă. Pentru că nu stau între voi, păi nu stau între voi, de-aia nu mă plouă. Te-a plăcut? Asta a fost de început de săptămână. Vai, Diana, bate palma. O plouă. Bravo, o plouă afară, dragilor, dar nu și în această... Uite, aici parcă plouă, ia dați-mi voi un pic, aici parcă plouă. Peste inima mea. Ei bine, aici nu mă mai plouă. Dacă rămân aici, mă păzește situația asta și de ploaie și de orice. Mai popular ca David Popoviș. Mai ceva ca David. Da, David, nu cred că îl poți să-l întrești. Nu, nici n-aș vrea. Nici nu mi-aș dori să-l întrec pe David Popovici. Cu apa se descurcă mai bine el oricum. E adevărat. Aia, exact, el la ploaie rezistă mult, mult mai bine decât aș rezista eu asta cu siguranță. Așa este. David Popovici a refuzat să primească ceasul unicat creat de renumitul designer român Augustin Matei. Bijuteria în valoare de 8.000 de euro nu a mai ajuns la marele notător, care a refuzat cadoul din motive foarte bine întemeiate. Ce poveste ascunde acest accesoriu de lux și care sunt planurile designerului cu privire la această bijuterie, aflăm și noi imediat. Iată mult cum ce-i, exact, foarte frumos, și 8.000 de euro. Să fie donați banii către copiii care chiar își doresc să performeze în acest sport. Și pentru că are legătură cu David Popovici. Foarte bine, cadou respectiv banii în cazul ăsta. Da. Foarte, foarte bine. Acum, cred că i-ar fi plăcut și lui, îi plăcea lui David ceasul. Mă gândesc dacă n-ar fi avut un contract deja încheiat cu un alt brand de ceasuri. L-ar fi încântat să aibă un astfel de ceas la mână. Dar oricum a gândit... Dacă eram eu eram baia de la... Să dă-l că se termină contractul până atunci și îți mână. Nu-i minciună, stai și sertar până când expiră contractul și apoi hap pe mână. Nu, da, vrabia din mână, păcioara de pe gard și alte vorbe pe care Meda le respectă cu strictețe. Și cu sfințenie. Că adevărat din Balcan, de ce vrei? Sunt român, că de-aia, s-a de-aia. Cum era vorba? Și mâna greblă se făcu de... Op, dă-l încoace! Măi, eu mai, dar nu chiar așa, adică de-astea nu prea fac. Mai așa, mai pe aici, nu? Mai pe aici. Mai pe de-astea, Bogdanel. Este și pentru noi, că nici noi nu refuzăm. Da, așa este. Nu ne supărăm să avem un ceas valoros. Așa este. Dar vorbim acum despre cântărețe. Despre cântărețe, despre căsnicii, despre împăcări, despre rezistențe în căsnicii mai degrabă. Așa este. Că unii rezistă bine. Minodora și Liviu sunt împreună de aproape 20 de ani, iar căsnicia lor nu a fost roz dintotdeauna, mai ales după ce artista a născut. Minodora ne spune într-un interviu exclusiv cum au reușit cei doi să rămână împreună atâta timp. Bravo, Minodora, nu ține la dușmănii. No. Deci îmi plac oamenii ăștia. Doamne, anchiună. Ce-i drept, sica mult, o oră... Din punctul meu de vedere e un pic multicel. Și important, dacă mă întreb pe mie, să nu vă certați, certați. Să nu vă culcați, certați, să poate mai să spui, certați. Dar... Înainte de culcare, să vă dați o îmbrățișare. Mie îmi place cearta înainte de culcare. Îmi place, îți prinde bine. E cu năbădăi. Te consumă, știi, e și cu năbădăi, Diana, nu e oricum. Sau conform Diana 2024, Diana Gucea 2024, color, nu vă certați, certați, te poți ascunde, dar nu te poți ascunde. Ai n-ai mingea, dai la poartă. Ai n-ai mingea, dai la poartă, dacă te temi de lup, să nu intri în pădure. Da, măi, dar lăsând gluma... Mingea e rotundă, fotbalul se joacă pe teren, da? Da? Suporterii noștri sunt 80% din București, 40% din provincie, da? Am dat replica asta, mi se spune în cască să repet ceva ce am zis. Ai n-ai mingea, dai la poartă. Muncitor, muncitor, dar terenul de fotbal nu este șantier. Bravo, măi, copii, mamă! Cred că se vrea aplaudat. Haide, să uităm un rând de aplauze, că nu se mai poate. Hai, bravo! Pentru setul de replici celebre. Da. Da, acum vorbim și despre o doamnă foarte celebră care tot a făcut ea mititica la viața ei. Uite un pic mai, uite asta chiar, ce-a făcut? Ce-a făcut mititica la viața ei. Serios? Nu știu. A fost la facultate? Da, a fost închisă. Și a fost închisă pentru că a dat într-o româncă.
Băi, hai să ne documentăm un pic despre serios și mai abitil despre așa, această știri cu semne întrebare, dar dacă serios? Da, hai să vă zic eu. E, asta eu nu știam, sincer, despre următoarea vedetă despre care discutăm dacă a făcut această pușcărie, dar s-ar putea să o facă pentru alte motive. Cine nu o știe, dragi prieteni, pe Naomi Campbell, supermodelul care de zeci de ani este în lumina reflectoarelor. Mai nou, Naomi este în atenția fiscului britanic, care o acuză, să spunem mai elegant, de proastă gestionare a fondurilor proprii organizații filantropice. Mai precis, din milioanele strânse de ONG, doar o infimă parte a ajuns și la copiii Africii. În rest, aceasta trăiește foarte, foarte bine pe banii donatorilor. Naomi. Bun. Doriți să... Te rog, treci la... Procede. Direct la subiect, da? Nu se stupunește. Doamna a făcut pușcărie nu de mai multe ori. Deci asta va fi doar una dintre dăți, va rămâne în istorie. A, și pentru probleme cu fiscul, da. Dar, în trecut... A agresat un fotograf în Sicilia, un fotograf italian, lovindu-l cu poșeta, pentru că încerca să-i facă poze ca un veritabil fotograf, pentru că asta făcea. Pentru că ea este o persoană celebră și pentru că e publică și pentru că teoretic trebuie a avut o reacție normală să pună mâna pe cameră să o pozeze pe Campbell. Reacția normală a venit din partea poșetei lui Naomi Campbell, da, care i-a lovit și a stricat aparatul foto, motiv pentru care instanța italiană din Sicilia i-a dat 6 luni de închisoare cu suspendare. Da, a fost deci cu suspendare. Da, 6 luni total. Bun. Acolo, de 6 luni, da? A făcut, a fost condamnată la muncă în folosul comunității și la cursuri de stăpânire a furiei, pentru asta că și-a lovit menajera cu telefonul său pentru că a atacat doi polițiști. Asta e alta. Deci, practic, o dată pentru menajeră și a și atacat doi polițiști. Deci chiar stă prost cu nervii fata. Stă foarte prost cu nervii și acum să vă dau pe ultima. Nu știu dacă îi dă nervie, dar i s-a urcat la cap. O puțin cam tare, nu? Da. Și dacă vreți să vă dau pe ultima. S-a mai liniștit? După cursuri s-a mai liniștit? Tu nu vezi că iar face tâmpenii? Unde se liniștească? Se lase celula liberă, că ea pare să tot revină. Da. Iar în 2009, ultima, aici o să-ți dau dreptate. În sora ta, tu n-ai crezut. Bine, Bogdan. Într-adevăr, nu am crezut, dar după o scurtă documentație pe parcursul materialului, într-adevăr, în 2009, Naomi Campbell a fost din nou condamnată la închisoare, acuzată de menajera sa de origine română. Da, și atunci a făcut 24 de ore de închisoare, după care a ieșit, iar au chemat-o, iar a făcut atunci o săptămână sau două săptămâni, nu mai țin minte exact. Dar, deci, într-un final, cazul a fost clasat. Celula ei, eu v-am spus, pentru că pare să revină constant. Da. Acesta e natura ei. E natura ei. N-ai ce să-i faci. Bun. Acesta a fost istoricul și cazierul lui Naomi Campbell. Dar cred că a scăpat de foarte multe ori făcând așa. Da, păi el a fost frumoasă, a făcut ok așa, plic, și a scăpat. A dat din gene puțin, a zâmbit, s-a îmbujurat și oamenii au zis, bine, hai. Bine, hai, reduceți-i la 6 luni de la un an de zi. Și cu suspendare, nu oricum. Suspendare. Da, oricum. Ce este mai înduioșător decât o privire de cățel? Altă privire de cățel, bineînțeles, patrupedele au abilitatea de a te privi în ochi și prin asta obțin ce vor. Puppy eyes nu este doar o expresie. Să vedem în acest sens cum s-a modificat privirea câinilor de-a lungul timpului pentru a le topi inimile stăpânilor. E cuțelinul! Bravo, frumos! Am la știrea asta și vedeam ochii și încercam să mă gândesc, măi, eu rezist? Cred că rezist, sincer. De la ce? Că li se umezesc ochii și lasă... Omezește-ți ochii aici să te vadă. Și lasă și urechile pe spate și capul ușor pe spate. Uite! Pot obține orice făcând această privire ușor. Penibilă. Zim sincer. Cerem și ți se va da. Ce să cer? Zim repede ce să cer. Urechile pe spate, ochii mari. Lasă, domne, că fac doar cu ochii, că cu urechile nu pot să le iei. Cerem, Bogdan, ceva. Zim ce să cer. Repede, zim ce să cer. Sunt o vacanță pe banii ei, ți-am mai zis. Păi, dar nu, dar să-ți dai pe banii tăi, draga mea. Dar de ce pe banii mei? Păi, dar zice să-ți ceară. Și-o zis repede. Păi, dă-i tu bani. Asta e o provocare, dacă o convingi. Dacă Diana, cine propune, ăla dă. Param, pam, pam. Diana, ai propus, decartează. Decartează eu după, scrie-mi un check. Scrie-mi un check. Aș dori... Așa, poșa. Aș dori să luăm o pauză de publicitate. Așa, iar în această pauză... Să faci șușu? Să... Nu. Uite-te în ochii mei. Să te duci să-mi faci o cafea.
Hai, că la asta trebuie să dăm mama o cafea. Dragii noștri, testat merge, prieten. Testat, da. Testat, approved, merge. Bifat acolo, puteți încerca și noastră. Așa corect? E. Trebuia să ceri și tu două mâini dacă erai băiat bun. Da, da. Nu mai, gata. Scumpii noștri, noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu niște invitații absolut senzaționali. Până atunci, publicitate. Revenit, dragilor, vă spunem bună dimineața din nou. Bine ați revenit la Monde Matinal. Avem o mică surpriză. Iată, în stânga mea este o mică surpriză. Ce faci, domnule? De ce te-ai schimbat? Mie mi-inspiră că ai ieșit din atelierul de pictură. Așa am ieșit pare din atelierul de pictură și sunt de pregătită. De ce te-ai mâzgălit, domne? De ce te-ai mâzgălit cu culori și cu... Cu acuarele pe tine peste tot. Cu acuarele sunt pregătită. Acuarele. Sunt pregătită, gata de toamnă, dar o să aflați mai târziu de ce m-am schimbat eu. Deci ne țin suspans până la final. Vă țin la suspans. La suspans, vă țin cum vreți voi. Ei bine, dragilor, trebuie să rămâneți aici ca să înțelegeți ce se întâmplă cu rochia medie chiar aici în stânga mea. Până atunci eu vă propun o călătorie pe la teatru. Nu orice teatru, la Teatrelli, mai exact unde vom avea parte de spectacolul Orfan și discutăm în doar câteva momente despre asta. În platou alături de noi este Laura Ducu, scriitoarea acestui text, din câte am înțeles, să spun bună dimineața, sau cea care a adaptat textul, de fapt, în această adaptare proprie, dar și regizat de către ea. Bună dimineața, Laura, bună dimineața, bine te-am regăsit. Laura. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Despre ce este vorba avem de a face? Acest, spectacol. Bun, este un thriller psihologic, povestea e destul de simplă, se petrece pe parcursul unei serii în care Dan și Irina, interpretați de Iulia Naxu și Robert Oprea, vor să petreacă o seară romantică liniștită acasă, dar ea este întreruptă de fratele Irinei, Luci, interpretat de Șerban Ghilvaci, care a fost protagonistul unui eveniment neprevăzut și violent. Cum se desfășoară această descoperire și revelația adevărului legat de eveniment, rămâne să descopere publicul în spectacol. Nu vreau să dau prea multe spoilere. Bun, m-am hazardat un pic cu ideea de scriitoare a piesei. În mintea mea rula ideea de cea care a adaptat piesa, pentru că este o adaptare modernă. Piesa este una foarte veche, textul este vechi, Orfan, dar adaptarea ta este una adusă la zilele noastre. Exact, este o adaptare după textul original scris de Denis Kelly, dramaturgul britanic cunoscut și pentru alte spectacole ale sale. Este adusă, este trasă în autohton, adică este adaptată pentru România, după cum probabil că v-ați dat seama și din numele personajelor, dar nu doar prin adaptarea numelor, cartierilor și așa mai departe, ci și a realității curente din România pe varii subiecte sociale destul de importante, cum ar fi rasismul, dificultățile copiilor care provin din centrele de plasament a se integra după ce ies din sistem, deoarece Luci și Irina sunt copii care sunt adulți care au provenit din sistemul de plasament. Ai văzut anumite momente sau povești care te-au inspirat atunci când ai făcut aceste schimbări, adaptări la care te-ai gândit și au fost sursa ta de inspirație? Da, putem spune că da. De la copilăria mea, care a fost într-un cartier unde, să zicem că efectele rasismului erau destul de frecvente și puteau fi observate în jur, până la faptul că în liceu și în facultate am făcut o vreme voluntariat în centre de plasament și am putut să văd cât de dificil este să integreze apoi copiii care ies de acolo, pentru că, de fapt, tot spectacolul jonglează foarte mult cu granița dintre bine și rău și încearcă să răspundă la întrebarea cât de departe ești dispus să mergi pentru a apăra pe cineva care iubești în momentul în care îți lipsește și această structură sănătoasă de a face diferența dintre bine și rău. Și cred că una din marile provocări, de fapt, ale tuturor copiilor care nu au un sistem solid de familie și de suport și de educație, este în linii mari, dacă ar fi să stilizăm fix aceasta, incapacitatea de a face diferența dintre bine și rău. Laura, mă întreb oare cât de important este, din punctul tău de vedere, cât de important crezi tu că este să alegem în teatru texte cu asemenea, teme? Mesaj. Cu asemenea mesaj, exact, cum este mesajul și tema rasismului, al abandonului și așa mai departe, pentru conștientizarea acestor elemente de către public.
Evident, din moment ce am ales să fac asta, pentru mine este important și mi se pare important, și nu doar aceste teme, ci multe alte teme. Cred că, în general, arta, de orice formă, că vorbim de teatru sau de film sau de scris sau orice altă formă de artă, pictură, ar trebui să servească înainte de tot acestui scop de a observa și de a comunica realitatea care ne înconjoară, dar atingând această zonă de emoție, de sensibilitate, de perspectivă. Cu ce îți dorești să plece publicul? Cu ce mesaj îți dorești să plece publicul în urma acestui spectacol? Cu conștientizarea faptului că uneori oamenii buni fac alegeri greșite, că și oamenii răi pot face alegeri bune, nu sunt exclusiv răi sau exclusiv buni, și că la finalul zilei este nevoie să ne uităm foarte bine în noi și să ne asumăm exact cine suntem și cum suntem și erorile pe care le facem. Nu poți îndrepta niște greșeli dacă nu îți asumi că le-ai făcut. Hai să vorbim un pic și despre relația ta cu acești tineri actori din distribuție, cu Alexandra Neacșu, cu Șerban Ghilvaci. Și Robert Oprea, da. Și Robert Oprea. Cum v-ați înțeles pe parcursul repetițiilor? Foarte bine. Noi ne-am simțit și sperăm să se vadă asta mâine la premieră. Avem destul de multe emoții. Noi ne-am simțit efectiv ca într-o familie. E foarte interesant și intens să lucrezi un spectacol care e într-o distribuție atât de mică. Devine totul foarte, foarte, foarte intim. Și chestia asta cred că o să se vadă mâine pe scenă la Teatrelii, gazdele noastre, cărora le mulțumim foarte mult că au ales să găzduiască premiera acestui spectacol independent. Cu Iulia eu am mai lucrat, cu Iulia Neacșu am mai lucrat, este protagonista în încă două spectacole de teatru a căror regie le semnez, All You Need Is Love și Fază Lungă, de la În Culise. Este o actriță foarte mare, Iulia, foarte bună. O știu, am lucrat cu ea, știu ce face. Și distribuție bună. Are o distribuție, da. Ți-ai luat actori puternici în spectacol. Da, exact. Pe Șerban, probabil că cei care sunt fani Teatrelii l-au mai... Îl cunosc foarte bine. Exact. Iar Robert Oprea, la fel, este un actor minunat și are și acest rol mâine de... La el, să zicem că e... Urma de speranță și de lumină în personajul lui e. Iar Robert, da, iar Robert colaborează cu Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, unde poate fi văzut mai multe spectacole, și ne bucurăm că și noi pe 15 octombrie o să ducem la Ploiești Orfani pe scena Teatrului din Ploiești. Îți mulțumim tare, tare mult, Laura, că ai fost alături de noi. E bine, dragi prieteni, cu această invitație rămâneți și noastră la premieră pe 1 și 2 octombrie la Teatrelii, spectacolul Orfani, regizat de Laura Ducu. Îți mulțumim din nou tare, tare mult și te mai așteptăm și cu viitoare proiecte, Laura. Mulțumim! Noi mergem mai departe, dragilor, și când vorbim despre valorile unui popor, vorbim despre cultură, tradiție, istorie, dar și despre sport, iar pe noi, ca români, oina ne unește. Iar despre asta va fi vorba și la evenimentul Cupa Unirii la Oină, cu care vom avea ocazia să vorbim cu Victor Popa, membru Birou Federal la Oină. Schimbăm astfel registrul, dragi prieteni, și trecem de la teatru la sport și la un sport național. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație. Este o ocazie pentru noi să prezentăm evenimentul din weekendul care va urma. Și să țineți viu acest sport până la urmă, că îl expuneți tinerilor și împrieteniți totodată cu acest sport, care pare, din păcate, să fie tot mai mult. Da, în București suntem o mână de oameni pasionați. Încercăm să revigorăm în capitală acest sport care, prin lege, este sportul național al românilor. Săptămâna Europeană a Sportului tocmai s-a încheiat. Am avut oportunitatea să intrăm în școlile și liceele din București. Semnalele din partea copiilor au fost, elevilor, mai bine zis, atât a liceelor cât și a celor de gimnaziu, au fost foarte bune și Oina a fost foarte bine primită. Chiar... Le dați ocazia să practice și ei puțin, le arătați, să interacționați în informație? În capitală încercăm pas cu pas să punem pe picioare o infrastructură. Mă refer la cluburi sportive, eventual infrastructură de joc, terenuri,
curțile școlilor, într-adevăr, pot fi terenuri accesibile pentru a juca oina. În săptămâna europeană a sportului, în afară de faptul că am fost cu un campion în urmă cu 40 de ani la oină, unde elevii au aflat câteva elemente istorice despre jocul de oină, am putut pune în practică chiar și o simulare a jocului de oină în 6. Trebuie să știți că oina se joacă în 11. Dar 11 jucători într-o echipă de oină. 11 jucători într-o echipă, 2 arbitri, iar pentru a revitaliza și revigora oina în școli, oina a fost transformată în 6 jucători, în 8 și mai recent, pentru a-i atrage mai tare pe elevi, oina pe plajă. Deci, practic, o mini-oină, dacă vreți, cum e mini-fotbalul, în mai puțin jucători de 11, asta este o mini-oină pentru mai accesibilă. N-aș spune că este o mini-oină, pentru că oina în 11 este oina dedicată seniorilor. Ok. Iar din punct de vedere al deprinderilor motrice, elevii de gimnaziu și chiar și cei de liceu fac față un pic mai greu dimensiunilor terenului și regulilor în jocul de 11. De aceea, pentru ei, în mod special, pentru cei de gimnaziu și pentru cei de liceu, s-a trecut la oina în 6, oina în 8. Victor, eu mi-amintesc de oină. Știu că aveam chiar la catalog aruncarea la oină, aruncarea cu oina. La școală, în 5-8, știu că aveam o probă la sport și eu așa mi-amintesc, la aruncare mă gândesc. Da. Tu spui că e un sport în sine, că se joacă în 6-11. În capitală, oina a fost menținută din această perspectivă. La proba, la educație fizică și sport, a fost o probă de control, aruncarea mingii de oină. Dar trebuie să știți că nu era o minge de oină, ci era o minge medicină. Medicinală. Da. Auzi, minte, era destul de grea, parcă din... Da, era o minge medicinală și ovală, oarecum. Proba de control la ora de educație fizică și sport nu are legătură sau nu este un element tehnic din jocul de oină. Oina se joacă altfel, elementele sunt diferite. Probabil că la un moment dat, în prinsul la mijloc, aruncarea mingii de oină la distanță poate fi considerat un element din proba de control, dar jocul de oină este diferit față de proba de control. Victor, te rog. Mulțumesc. Ne puteți spune un pic istoria acestui sport? Despre istorie, cred că ar trebui să spunem, în loc de istorie, să spunem despre prezent. Este foarte important ce se întâmplă în weekend, pe 5 octombrie, unde o selecționată din Moldova, și de junior, și de senior, și de fete, și de băieți, va concura cu o selecționată din România pe stadionul național, pe complexul național Arcul de Triumf. Deci, practic, da, stadionul Arcul de Triumf este făcut, poate fi făcut de așa natură încât să susțină un joc și să găzduiască un joc de oină? Trebuie să știți că aici, acum 100 și ceva de ani, au avut loc jocuri de oină. Deci aș putea spune că este o tradiție să menținem jocul de oină în zona Arcului de Triumf. Da, se poate face un marcaj temporar al terenului, care ulterior poate fi redat celor de la rugby sau eventual celor de la fotbal. Trebuie să știți că Arcul de Triumf dispune de mai multe amplasamente. Este terenul principal, terenul numărul 1 și terenul numărul 2 în spatele stadionului. De altfel, pe terenul numărul 1, începând cu ora 2:30, vor avea loc evenimentele principale acestei acțiuni, Cupa Unirii, și mă refer aici la meciurile dintre selecționatele de seniori dintre Republica Moldova și România. România. Și iată că putem susține Naționala României, este vorba de Naționala României. Este vorba de o selecționată a României, dar Naționala României. Chiar în weekend s-a desfășurat campionatul național al României la oină în baza sportivă al celor de la Spol București. Acolo s-au discutat care vor fi jucătorii care vor face parte din selecționată. Este o istorie bogată. Bucureștiul, trebuie să știți că anul acesta împlinește 125 de ani de când a avut loc primul campionat școlar. După cum vă spuneam, o mână de tineri pasionați și persoane pasionate încearcă să revigoreze oina
începând din școală. Eu aș dori să te întreb, Victor, mai ales pentru poate telespectatorii noștri un pic mai tineri, care nu au luat contact, au auzit poate de oină, dar nu știu exact cum se mănâncă, ca să zic chiar pe românește. Păi, la ce vârstă arată... se poate începe acest sport? Și mai mult decât atât, cred că foarte mulți dintre telespectatori, și aici m-aș include și pe mine, știm că oina este foarte, foarte asemănătoare cu baseball, sportul american național. Da, se rostogolește această idee că baseballul este, sau oina este asemănătoare cu baseballul. Sau poate că baseballul este provenit din oină. Trebuie să știți că eu sunt intrat în Federația Română de Oină de curând. Am încercat să înțeleg și eu care este legătura dintre baseball și oina. Am aflat că în Transilvania, pe undeva, există niște jocuri asemănătoare baseballului, dar oina nu are legătură cu baseball. Un singur element care este la prima vedere distinctiv diferit este faptul că la oină coechipierii servesc celui care lovește, pe când la baseball se aruncă de către un jucător din echipa adversă. Mai mult, marcarea terenului este definitorie. La oină, alergarea se face pe două culoare, pe când la baseball este un alt fel de marcaj. Baseballul are un alt element distinctiv, echipamente de protecție, cască, mânuși, pe când oina nu are așa ceva. În afară de minge și baston, nu mai există nimic în ceea ce privește elemente de protecție. Deci, practic, dezmințim acest mit, dacă doriți, prieteni dragi, și anume faptul că oina nu este baseball, nici măcar provenit aparent din baseball. Trebuie să știți că au fost, baseball, da, trebuie dar... să știți că după Revoluție au fost niște reprezentanți ai Federației Americane de Baseball care au fost interesați să afle efectiv ce s-a întâmplat sau de unde provine baseballul. Au venit în România, încă nu știu exact povestea. Am interacționat cu oameni care au fost de față atunci când au venit reprezentanții americani, dar se pare că lucrurile sunt total diferite. Lucrurile sunt total diferite. Chiar dacă noi ne putem imagina și am sperat că oina este precursorul baseballului, nu este, nu este și chiar. Și până la urmă, de ce ar fi? Noi ne simțim oricum mândri că promovăm, practic, iată, acest sport național atât de vechi. 125 de ani am reținut de la Victor de la prima competiție, primul campionat școlar. Atestat. De oina, atestat. Oina este mult mai veche. Da. Încă o dată invit pe această cale și cu această oportunitate, încă o dată mulțumindu-vă, școlarii, liceenii, profesorii, cadrele didactice de educație fizică și sport, la evenimentul din weekend. Pentru juniori se începe un pic mai devreme pe terenul numărul 2, iar pentru seniori pe terenul principal la ora 2:30. Mulțumim frumos! Suntem acolo! Hai România! Mulțumim tare, tare mult, Victor, că ai fost alături de noi! Dragilor, voi ați observat că eu m-am schimbat, m-am pregătit de toamnă și nu m-am pregătit așa oricum, pentru că iubita mea, scumpa mea, Ioana Dumitrescu, a pregătit noua colecție de toamnă și nu numai, o să vorbim mai multe despre rochițe. Fondatoarea Edu Fashion va fi aici alături de noi chiar acum! Surprizele continuă, dragi prieteni, bună dimineața tuturor, bună dimineața Ioana, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Noi așteptam o invitată. O așteptam pe Ioana, dar a venit cu o surpriză și mai mare alături de prietenele ei. Băi, de ce ne faci astfel de, șocuri? De ce ne dai șocuri? Pentru că șocurile astea sunt absolut minunate, în fiecare dimineață mi le-aș dori zilnic, Bogdan. Păi da, atunci fă-le, domne, fă-le. Despre ce vorbim astăzi, Ioana? Uite, după cum ați observat, n-am venit singură, am venit foarte bine, ați spus, cu prietenele și cu clientele mele. Și astăzi vreau să vă arăt câteva piese pe care le-am pregătit pentru această toamnă. Așa pentru e. că știi că brandul Edu Fashion este singurul brand inclusiv din România care face haine pe 11 măsuri, de la 34, cea mai mică, la 54. Și vreau să vă arăt așa că eu...
mi-am propus de la început, de la lansare, să aduc culoare în garderoba femeilor, pentru că, în general, femeile, dacă au un pic de forme, așa este, nu contează măsura, dar dacă li se pare lor că au așa un mic colăcel aici... Se îndepărtează de culori. Exact. Am văzut și eu asta. O colesc culori. N-am înțeles-o niciodată și mă bucur că ești tu aici să ajuți. Păi asta, vreau să vă arăt ce frumos arată niște femei care nu au neapărat dimensiunile unui fotomodel, pentru că, na, nu toate suntem așa. Nu toate suntem Venera 90, 60, 90, dar asta înseamnă că suntem frumoase. Domne. Nu știu, da, obicei. Suntem foarte frumoase, dragă. E, și vreau să vă anunț că am ales acum niște modele ADN. Adică sunt niște modele pe care noi le avem mereu în colecția noastră, dar schimbăm imprimeurile, culorile, materialele, pentru că sunt niște modele care sunt create astfel încât orice formă are corpul tău să arăți ca o clepsidră. Vrei să... Te rog! Păi atunci tu ești cea care... Mulțumesc! Iartă-mă un pic, mă iertați un pic, vă rog frumos că mă bag așa. Ioana, Meda nouă ne-a făcut o surpriză cu această rochie. Ea nu a fost de dimineață îmbrăcată în felul acesta. La un moment dat, pe ultima noastră pauză de publicitate, a dispărut complet. Nu mai găseam, ne intrasem în panică. Și a apărut așa. Deci, practic, ai fost complice în treaba asta. Hai să începem chiar cu asta. Ea m-a făcut foarte frumoasă. Aceasta este rochia Dorina. Este o rochie botezată după numele bunicii mele, care a prins al doilea război mondial și îmi făcea tot felul de povești. Iar eu așa-mi imaginam moda atunci, foarte feminină, dar foarte practică. Este o rochie care te duce cu gândul la cămașă, are buzunare, dar accentuează decolteul, talia, este confortabilă, este fix rochia de care ai nevoie zi de zi. Pentru birou sau poate pentru o ieșire cu prietenii, pentru un cocktail. Și un cocktail, exact, o rochiță de cocktail pare a fi. Da, pentru că e disponibilă și pe culori iuni. Și eu port tot o variantă a rochiei Dorina, chiar se numește Dorina de toamnă și sunt foarte încântată de ea. Și după cum vedeți, am ales să port niște pantofi galbeni, deci nu m-am dus pe clasicul negru. Bun. Dar ai potrivit-o foarte bine coloristic. Da. Ai potrivit-o. Gata, ai scos-o, ai scos-o în evidență. Următorul model. Am defilat. Următorul model este prietena mea, Anda, și poartă o rochie Van Gogh, care este o explozie de culoare, după cum vedeți. Este realizată dintr-un material foarte confortabil și foarte elastic, iar avantajul, pentru că femeia modernă nu prea mai are timp să calce. Nu trebuie să o calci. Asta chiar e o ușurare. Recunosc, bine, eu nu le calc și voi ați văzut în fiecare care dimineață ce țiplă sunt. Asta înseamnă. Vine cu ele pe umeraj deja aranjate de acasă. Următoarea o să vă arăt și o ținută din două piese. Mie îmi plac foarte mult. Și este sport, și merge foarte bine cu tenis, observăm aici. Asta diferență, voiam o primă să subliniez. Domne, cine are ochiul bine format, nu m-aș fi dus cu gândul fix la asta. Mie îmi plac rochile, îmi plac fustele și clientele mele ziceau vrem pantalon, vrem pantalon. Și atunci am creat o fustă pantalon în care să te simți ca într-o rochie, ai dar să ai feminitatea. Da, am pentru că feminitatea. E rochia cumva se totodată. Da? Da, și am adus confortul pantalonilor, dar arătând feminin și astfel încât să mascheze un pic abdomenul. Okay. Vreau să vă zic că brandul Lidu Fashion nu are vârstă. Aici o avem pe mama mea, colega mea. Felicitări! Wow, felicitări! Haideți cu un rând de aplauze, vă rog mult de tot. Da, frumos! Mi-a plăcut aici. După ce am admirat-o, ne-ai dezvăluit acest lucru. Da, exact. Adevărul este că eu am văzut-o pe Ioana îmbrăcată în această vestimentație și vine extraordinar de bine și Ioanei, dar și mamei ei sunt absolut superbe, deci nu contează vârsta pe care o ai. Poți să porți cu pantofi, cu tot, cu sanda și chiar cu pantofi sport. Dar văd cât de versatil este situația cu încălțămintea, că putem adapta, cum ai spus tu, tocuri colorate, apoi avem niște fleți negri și apoi un ușor toc. Exact. Vă rugăm să vedem mai de aproape. Aici mai pe clasic. Eu la o primă mână zice că e ceva mai clasic aici, Ioana, exact, nu? Exact. Avem aici rochia Lucia și nu contează ce formă are corpul tău. Avem aici, o avem pe Clau, care are o siluetă măr și după cum vedeți arată ca o clepsidră. Talia este foarte bine evidențiată, bustul, dar asta este rochia cu care eu mă simt cel mai bine într-o întâlnire business. Am fost speaker TED în rochia Lucia, pentru că mă simțeam așa empowered. Și asta merge bine și cu un sacou. Exact. Cred că te ajută pentru că merge și este destul de plin aici, nu? Și îți dă senzația asta de power. Da, exact. Te simți și acoperită, dar și feminină în același timp. Mai avem o îmbulinată. Ultima apariție spectaculoasă. Dacă îmi permiteți, asta cred că am văzut-o și pe Meda sau mi se pare mie? Exact. Vedeți? Mi-am plăcut-o această prietă.
am memorie vizuală, am știut. Ce ne spui despre această rochie, Ioana? Mie îmi plac bulinele, mie îmi plac imprimeurile, îmi plac florile și îmi plac bulinele. Bulinele sunt foarte feminine, foarte jucăușe. Mm-hmm. Și atunci când vrei să treci neobservată, te îmbraci în ceva așa mai simplu, mai unic. Dar când vrei să ieși în evidență, cu siguranță și să o vom vedea reflectoarelor, oriunde ar fi, imediat ți se schimbă ținuta și atitudinea. Uitați-vă, Ștefana pur și radiază, Ștefana, în rochia ta radiază. Și fiind primate telespectatoare, în cazul ăsta o găsim pe Ioana pe rețelele de socializare, pe Instagram și pe Facebook, Idu Fashion, exact. Și totodată și pe site-ul oficial Idu Fashion. Și mai avem și un loc unde putem veni special să ne achiziționăm rochițele, și anume la showroom. La showroom, iar doamnele din Cluj pot chiar să vină, avem un butic acolo, dacă intră la noi pe site, pot să meargă în magazin în Cluj și să probeze, să vadă materialele. Pentru că mie îmi plac materialele de calitate și manoperele bune. Îți mulțumim tare mult, Ioana. Pe ea la Idu Fashion, pe noi, pe Metropola TV, în fiecare dimineață de la 8, unde vă așteptăm și mâine. Vă mulțumim tare mult. Am început săptămâna cu dreptul. Ce spectaculoasă, cum am început așa și terminăm. Exact. Plină de culoare. Exact. Plin de culoare, plin de farmec în această zi ploioasă. Vă mulțumim tare mult. Vă așteptăm și mâine. O zi minunată, o săptămână minunată. Pa, pa.